Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă este considerat unul dintre clasicii literaturii române, mai ales datorită operei sale autobiografice, Amintirii din copilărie. Ion Creangă s-a născut în Humulești, Principatul Moldovei. Data nașterii lui Creangă este incertă. El însuși afirmă în fragment de biografie că s-ar fi născut la 1 martie 1837. O altă variantă o reprezintă data de 10 iunie 1839, conform unei condici de nou născuți din Humulești, publicată de Gheorghe Ungureanu. Creangă a mai avut încă 7 frați și surori: Zahei, Maria, Ecaterina, Ileana, Teodor, Vasile și Petre. Ultimii trei au murit în copilărie, iar Zahei, Maria și Ileana în 1919. Tinerețea lui Creangă este bine cunoscută publicului larg prin prisma operei sale capitale, Amintiri din copilărie. În anul 1847 începe școala de pe lângă biserica din satul natal. Fiul de țăran este pregătit mai întâi de dascălul din sat, după care mama sa îl încredințează bunicului matern, David Creangă, care îl duce pe Valea Bistriței la Broșteni, unde continuă școala. În 1853 este înscris la școala domnească de la Târgu Neamț, sub numele Ștefănescu Ion, unde îl are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu, Popaduhu. După dorința mamei, care vrea să-l facă preot, este înscris la școala catihetică din Fălticeni. Aici apare sub numele de Ion Creangă, nume pe care l-a păstrat tot restul vieții. După desființarea școlii din Fălticeni, este silit să plece la Iași, absolvind cursul inferior al seminarului teologic Veniamin Costachi de la Socola. S-a despărțit cu greu de viața țărănească, după cum mărturisește în Amintiri: dragi mi-erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de copilărie, cu care iarna în zilele geroase mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara în zilele frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, țarinele cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile în zburdalnica vârsta tinereții. Asemenea, dragi mi-erau șezătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însuflețire. Din 1855 și până în 1859, urmează cursurile seminarului, iar apoi, luându-și atestatul, revine în satul natal. Se însoară mai târziu la Iași cu Ileana, fica preotului Ioan Grigoriu de la Biserica 40 de Sfinți din Iași, devenind diacon al acesteia. La 19 decembrie 1860 se naște fiul său Constantin. Ion Creangă slujește ca dascăl și își capătă hirotonia la 26 decembrie 1859. Din cauza dificultăților familiale, este nevoit să urmeze numai cursul inferior al seminarului central de la Socola. La sfârșitul lunii iulie 1859, tatăl, Ștefan a Petrei Ciubotarul, moare lăsând o casă plină de greutăți. În 1861, Ion Creangă figurează printre cei 14 studenți înscriși la Facultatea de Teologie din Iași, abia înființată. În anul școlar 1862-1863 nu mai apare în scriptele facultății, care de altfel se și desființează curând. Din ianuarie 1864,
Urmează, cu scopul de a intra în învățământ, școala preparandală, prima școală de învățători din Moldova. După primul an de studii, la examenul susținut în 19 iunie 1864, s-a remarcat prin obținerea unor rezultate deosebite la toate disciplinele. Pe 29 iunie 1864, la solemnitatea distribuirii premiilor, care a avut loc la Palatul Administrativ, Titu Maiorescu îi înmânează premiul întâi. Activitatea didactică, Ion Creangă și-a început-o încă din anul 1864, luna mai, când se afla în primul an de studii la școala preparandală Vasile Lupu. În anul următor, Alexandru Ioan Cuza semnează decretul 1501 din 5 noiembrie, denumire provizorie a institutorului Ion Creangă la clasa 1-a, secțiunea 2-a de la școala primară 3 ierarhi. Scoate în anul 1868 abecedarul, metodă nouă de scriere și cetire, împreună cu V. Receanu, Gheorghe Ienăchescu și C. Grigorescu, pe care îl îmbunătățește cu includerea în ediția 5-a a povestirii Ursul păcălit de vulpe. În anul 1873 se încheie procesul său de divorț, copilul său de 12 ani fiindu-i dat în îngrijire. A căutat o casă în care să se mute, alegând o locuință în Mahalaua Țicău. Curând intră în conflict cu autoritățile bisericești, vrând să modernizeze clerul. După ce timp de 12 ani este dascăl și diacon la diferite biserici din Iași, Ion Creangă este exclus definitiv din rândurile clerului, la 10 octombrie 1872, deoarece și-a părăsit nevasta, a tras cu pușca anciorile care murdăreau biserica Golia și s-a tuns ca un mirean, lucruri considerate incompatibile cu statutul de diacon. Ca urmare a excluderii din cler, este destituit și din postul de institutor. Suspendat atât ca diacon cât și ca institutor, trăiește o vreme numai din veniturile debitului de tutun, pentru care capătă de îndată brevetul necesar funcționării. Este primit în învățământ în 1874, după ce, între timp, se despărțise definitiv de soție. Câștigă prețuirea lui Mihai Eminescu, atunci revizor școlar, care îl introduce la Junimea. Ca pedagog, împreună cu alți colegi, Ion Creangă publică manuale pentru clasele primare, metoda nouă de scriere și cetire pentru uzul clasei întâi, primară, 1868, învățătoriul copiilor, 1871, povățuitoriul la cetire prin scriere după sistema fonetică, 1876. Aici apar primele povestiri lipsite de intenție artistică, Inul și Cămeșa, Poveste, Păcală, Acul și Barosul, Ursul păcălit de vulpe, începând cu ediția din 1874. Debutul propriu-zis al lui Ion Creangă are loc în anul 1875, în Convorbirii literare, cu Soacra cu trei nurori. Până în anul 1878, sunt publicate și celelalte povești, citite toate în cenaclul Junimea, unde autorul era gustat pentru anecdotele corozive spuse pe ulița mare. Urmează în aceeași revistă Amintiri din copilărie, opera sa capitală, dedicată Liviei Maiorescu, fiica ilustrului critic, primele două părți în 1881, iar a treia în 1882. După îmbolnăvirea lui Mihai Eminescu, se simte și mai singur. Participă sporadic la cercul literar fondat de Neculai Beldiceanu, unde citește partea a patra a Amintirilor, în 1888, publicată postum în 1892. Practic, cariera literară a lui Creangă se încheie în 1883, însumând abia 8 ani. Moare în același an cu marele său prieten, în noaptea de anul nou. Între 1883 și 1889, Ion Creangă a fost bolnav de epilepsie și a suferit foarte mult la aflarea bolii și apoi a decesului lui Mihai Eminescu și al Veronicăi Micle.
Ion Creangă moare pe data de 31 decembrie 1889 în casa sa din cartierul Țicău. Este înmormântat la 2 ianuarie 1890 la cimitirul Eternitatea din Iași. Fără Eminescu și fără existența Junimii, Ion Creangă n-ar fi devenit vreodată scriitor. Umorul și jovialitatea care îl caracterizau în orice împrejurare îl împăcau oricum cu viața, dar scrisul său umple o frustrare. Când epilepsia îi se agravează, pur și simplu nu mai scrie. George Călinescu, în inegalabila monografie pe care i-o dedică, face din el un personaj, o legendă. Este posibil ca la un moment dat autorul însuși să fi început să emuleze cu eroii săi, să trăiască adică la fel ca isteții și uriașii poveștilor. Își exhibă uneori cu plăcere rolul până la bufonerie, ca în cearta de pomină cu socrul sau la adunările Junimii, dar nu o făcea ca un actor. Avea ca orice țăran darul natural al disimulării, iar scrisul îl chinuia cumplit, tocmai pentru că știa că e treabă de gust, nu de silință. Un glas mai presus de el îi striga vorbele și el scria, ștergea și scanda frazele ca un Flaubert al humuleștilor, spune George Călinescu. Adevărul este că un artist precum Ion Creangă se ivește o singură dată în istoria unui popor și atunci numai într-un moment de grație. Este fără îndoială genial, ca orice scriitor despre care se poate spune că are simțul genial instinctiv al limbii și al etosului popular nealterat. Opera sa este expresia uimitoare a bunului simț și a unui suflet elementar, încremenit în formule neschimbătoare, eterne. În totul, un spectacol de măreție simplă, inanalizabilă. În felul său, Ion Creangă e un scriitor ermetic, de explicat numai prin sine însuși. Bunul său simț structural ne obligă la un minim de bun simț critic. Cu Creangă ai sentimentul că proza cultă românească se naște din nou și poate că acum se naște de adevăratelea, independent de orice modele exterioare. Este universală, fără să imite universalitatea. Primul care a intuit homerismul lui Creangă a fost Iorga, dar homeric înseamnă în acest caz o identificare cu poporul. A insistat prea mult asupra acestei laturi, asupra râsului instinctiv și geniului rapsodic, este totuna cu a-i refuza lui Ion Creangă spiritul. Opera sa, atât cât este, este un depozitar unic al spiritualității populare românești dintr-un moment critic al acesteia, când își presimte poate sfârșitul. Deși nu este lipsit de simțul artei impersonale, așa cum spunea George Călinescu, Ion Creangă scoate basmul din circuitul folcloric și chiar dacă schematic nu creează mai nimic, îl preschimbă în altceva, în propria operă. Poveștile sale sunt într-adevăr creații culte, adică nuvele, cum a intuit mai de mult Ibrăileanu, eroii vorbind și comportându-se ca niște țărani. Dacă lumea e țărănească, subiectul respectă tiparele basmului cu competiția între bine și rău și comprimarea acțiunii, care străbate distanțele cu viteza vântului și a gândului. Tărâmul de dincolo este de asemenea o lume terestră. Despre iad, Creangă pune în circulație o imagine voioasă, plină de savoare, iar Edenul este pur și simplu refuzat în numele principiului vieții, reprezentativă în acest sens fiind povestea Ivan Turbincă. Poate și sub influența indirectă a junimiștilor, care gustau umorul, iar Maiorescu fixase limite logice chiar și pentru comparație și metafore, Ion Creangă zugrăvește în povești o umanitate echilibrată, lipsită de teroare și mister, adică familiară omului simplu. Personajele negative sunt întotdeauna înfrânte, iar cele pozitive nu sunt capabile de gesturi totalitare, care să strice ceva din rânduiala firii. Ion Creangă a intrat în istoria literaturii române în principal datorită operei autobiografice, Amintiri din copilărie, operă din care redăm cu drag câteva citate menite să ne descrețească frunțile
și care, în timp, au devenit fraze prezente în viața de zi cu zi. Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj, spunea Creangă despre prostie. Sau copilăria o descria ca fiind vârsta cea fericită și așa au fost toți copiii de când îi lumea și pământul. Măcar să zică cine ce-a zice. Și să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul de joi până mai apoi. Iar dacă toată lumea ar învăța carte, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele.